Mă numesc Timotin Gutierrez, am 24 de ani, sunt model și make-up artist. De ce ai venit la Bate în Palmă? Am venit la emisiunea dată pentru a mă descoperi pe mine însă, de a-mi face noi prieteni, de a afla ceva nou și de a-mi încerca norocul până la urmă. Ce o să faci cu cei 100.000 de lei dacă o să-i câștigi? Mi-aș dori foarte mult să investesc în muzică, fiindcă cumva este un vis nerealizat din copilărie și în cazul în care, ok, au să depun maxim efort, dar dacă în cazul în care nu merge ceva, aș investi în salonul care l-am eu sau m-aș muta cu afacerea mea aici în București. Deci cum o să faci când o să joci? O să mergi pe instinct, o să-ți faci o strategie? Cum o să fie? Sincer, eu cred că am o intuiție destul de bună și o să mă conduc după intuiția mea.